Evoluția picturii cantice, expoziția organizată acum în decembrie, se referă la trei modalități de gândire și de cunoaștere. Prima este punctul de vedere, fiecare om are un punct de vedere și câți oameni sunt, atâtea puncte de vedere sunt. Bineînțeles că punctul de vedere este subiectiv și este un unghi îngust. Și trebuie cumva să înțelegem că acest lucru ne face să nu putem comunica între noi de foarte multe ori, numai ne spunem și noi o părere. Paradigma a schimbat-o Lucian Blaga, filozoful Lucian Blaga, care a venit și a spus orizont de vedere. Orizont de vedere deja înseamnă un cerc și într-un cerc ai deja o privire dialectică. Ai 12 modalități de a analiza orice subiect și ai 12 modalități de a analiza și din punct de vedere pragmatic, legat de IQ, și din punct de vedere emoțional. Aici lucrările sunt extazi și emoții. Iar ceea ce adaug eu, aportul meu la tipurile de gândire este sfera. Sfera este deja un univers în care dacă ai intrat, ai infinite puncte de vedere, ai infinite orizonturi, ai de fapt posibilități de a pătrunde în lucruri și în zone în care foarte puțină lume ajunge. Și sfera reușește să ne apropie de înțelegerea supragândirii, pentru că gândirea cuantică înseamnă supragândire, o gândire care trece dincolo de barierele umane. Și prin această modalitate putem să ajungem la ceea ce se cheamă metapictură. Meta este, de fapt, modalitatea în care transformi subiectul într-un atribut. Matematica matematicii sau fizica fizicii. Metapictura este pentru prima oară o descoperire de-a mea, în sensul că ajungi la o imagine prestabilită, să zicem holistică, dar la un moment dat tu ai șansa de a depăși acea imagine. Este ca atunci când ești la 80 de kilometri în ocean și nu ai aparat de respirație și ce faci? Mori. Și ca să nu mori, trebuie să produci un miracol. Ori oamenii în situații limită întotdeauna au produs miracole. Iar modalitatea asta de abordare a picturii, a producerii de miracol, te face să realizezi lucruri pe care nici tu nu le bănuiai că reușești să le aduci în pictură. Legat de sfere, sunt de fapt trei valori pe care oamenii le-au căutat întotdeauna. Este vorba de iubire, este vorba de putere și este vorba de cunoaștere. De obicei, cine a avut una din aceste valori, nu le are pe celelalte două, iar modalitatea de a ajunge să le înțelegi pe toate trei este aceea intersecție. Eu am reprezentat aici puterea prin credință, pentru că ideea de a ajunge spre transcendent îți dă de fapt putere și asta este de fapt ceea ce se întâmplă cu noi atunci când urcăm Himalaya sau vârfuri de necucerit. Sfera iubirii care este de fapt motivul central al tripticului și sfera înțelepciunii care înseamnă de fapt cunoaștere. Intersecția acestor trei sfere produce acel joc de triunghiuri în zona circulară pe care îl regăsim în lăzile din Maramureș, dar și la evrei. Ori jocul acesta de intersecție a celor trei sfere se cheamă Plasa Îngerilor. Avem nevoie de Plasa Îngerilor și Plasa Îngerilor ne duce în zona de creativitate.